Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. În 2022, planurile celor născuți sub semnul peștilor se pot schimba de mai multe ori. Chestiunile programate pentru prima jumătate a anului pot fi de fapt soluționate doar în toamnă. În schimb, ceea ce era planificat pentru octombrie este ușor de implementat în ianuarie și așa în toate. Te gândești la un lucru, dar iese altul sau chiar un al treilea. Ce se te sfătuiesc într-o astfel de situație? Un singur lucru, să nu planifici nimic. Trăiește așa cum trăiești și rezolvă problemele pe măsură ce apar. Conform calendarului chinezesc, anul tigrului va începe la 1 februarie 2022. Pentru pești, acest lucru creează condiții mai multe decât favorabile mai ales când am în vedere că această fiară nu este foarte previzibilă și pregătește schimbări dramatice în toate domeniile vieții. Energia elementului apă vorbește despre o oarecare netezire a agresivității animalului. Cu toate acestea, precauția merită totuși să fie exercitată. Aceasta te va scuti de deciziile pripite și îți va arăta posibilele căi către succes. Tigrul are o influență magică iar dorința lui de a acționa nechipzuit poate duce la dezastru. Tu ai abilități intuitive bine dezvoltate și capacitatea de a manevra corabia între stânci. În anul tigrului, această calitate ar trebui folosită la maximum, fără a pierde din vedere nici cele mai mici detalii. Perspectivele aparent luminoase s-ar putea să nu fie atât de reușite și, din potrivă, Întreprinderile abandonate cu o continuare lente pot primi brusc un nou impuls. Aș putea spune că ai în față un an dificil. Din păcate, nu ai fost foarte norocoasă o vreme. Aceste lucruri nu înseamnă deloc că vei eșua, dar nici nu se poate ajunge la succes fără efort. Din fericire, ești capabilă să faci fața adversității. Pot spune că ai căpătat putere spirituală s-ar putea să nu fii complet imună la stresul destinului care ți ridică noi obstacole, dar cel puțin cunoști metode eficiente de a face față dificultăților de pe parcurs. Cu toate acestea în 2022 poți fi în elementul tău. Acest an este bun pentru dezvoltarea abilităților care sunt latente în natura ta, dar nu vei găsi ușor o cale de ieșire. A te deschide, a face primii pași în această direcție te va ajuta la găsirea unor noi orizonturi. Învață să cânti la instrumente muzicale, să desenezi, să proiectezi, să scrii proză sau poezie. Iată câteva linii directoare pentru 2022. În ianuarie, ai grijă de tine și de propria ta afacere. țigar de garderoba, vizitează un salon de masaj, vizitează un cosmetician supunete unui examen medical complet. Într-un cuvânt, elimină orice rugozitate în aspectul exterior și corectează sănătatea, dacă este necesar. Și, bineînțeles, nu uita de nevoile tale mentale. Înconjoară-te de lucruri frumoase, ascultă muzica ta preferată, citește cărți bune. Ține minte că de ziua ta trebuie să arăți cel mai bine și să fii în deplină armonie cu tine însăți. Dar, în principal, acest lucru se aplică zonelor financiare și de afaceri. La începutul lunii iunie, condițiile nu vor mai fi atât de rozi. Cu toate acestea, dacă beneficiile materiale nu te interesează, poți ignora aceste recomandări. Mai mult, din iunie și până la sfârșitul anului e ocazia să faci doar ceea ce îți place și chiar să obții din aceasta nu numai satisfacție morală, ci și pâine și unt. Zilele în care norocul va poposi în casa și în viața ta în 2022 sunt afișate pe ecran. În general vorbind, îți vei alege ca strategie capacitatea de a te adapta circunstanțelor, bazându-te pe intuiția ta. Vocea interioară și visele vor deveni consilierii mult mai buni decât logica. Planetele te vor încuraja să cauți modalități noi de a rezolva problemele, să iei acțiuni curajoase și să-ți transformi viziunea asupra lumii. În 2022, stelele te vor răsplăti cu munca asidua, ambiție și te vor ajuta să-ți îmbunătățești nivelul profesional. Ele te vor învăța cum să te pregătești cu atenție pentru călătorii lungi și îți vor dezvălui minunile din tine. În prima jumătate a anului, îți vei putea arăta creativitatea în diferite domenii, iar talentul tău artistic și ludicul te vor ajuta să câștigi simpatie celorlalți. În a doua jumătate a anului, fie te vei consulta multă timp cu prietenii cu privire la unele flacuri, fie vei acționa fără gânduri, supunându-te unui impuls. Prin urmare, este mai bine să iei cele mai importante decizii fie în tandem cu o persoană de încredere, fie să le amâni până la sfârșitul anului. Lucrul va necesita mai multă atenție de la sfârșitul lunii iulie, dă dovadă de bun simț și obiectivitate în responsabilitățile tale deoarece vor exista oameni dispuși să profite de altruismul, entuziasmul și încrederea ta. Dacă ești născut între 20 și 28 februarie, în nou an, pești care s-au născut la sfârșitul lunii februarie, își vor urmări dorința de a-și găsi propria cale și sens în viață. Uneori? va exista un sentiment de incertitudine și rătăcire în ceață. Rămâi tu însăți, dezvoltă-ți abilitățile, cultivă o aură de mister în jurul tău, lucrează la imaginea ta. Vei fi susținute de creativitate, meditație și rugăciune. Din iulie până în septembrie este momentul să lucrezi la realizarea viselor, dacă ești născut între 1 și 10 martie planetele te vor ajuta să te adaptezi cu ușurință la orice circumstanțe și să inspiri încredere în oameni. Când apar situații ambigue, darul previziunii ți va veni în ajutor. Din ianuarie până în mai, te vei putea răsfăța cu multe bucurii din viață. Din iunie până în septembrie, norocul va însoți pești responsabili și perseverenți. Dacă ești născut între 11 și 20 martie asigură-te că vei călători și îndrăznește să depășești propriile convingeri despre capacitățile tale. Norocul te va favoriza. Implementează-ți toate ideile excentrice în ianuarie-februarie în creativitate. Din mai până în iulie, lucrează la stima de sine pentru a depăși blocajele psihologice care te împiedică să obții ceea ce îți dorești. Sănătatea în anul 2022 este recomandabil să ți menții sănătatea în anul tigrului ieșind în natură, ascultând muzica preferată și vizitând teatrul. Activitatea lui Marte, Venus și Jupiter te va epuiza în prima jumătate a anului. Problemele de comunicare la locul de muncă, în viața de zi cu zi, obstacolele neașteptate de natură tehnică și caznică pot fi deosebite de enervante din iunie până în septembrie. Stresul săptămânii de lucru, Dificultățile cu cei dragi se transferă mai ușor la schimbarea dispoziției de la fizic la psihic și invers. Profită de asta. Vacanța va fi completă dacă cei dragi o susțin și o petrec cu tine, indiferent unde, pe malul mării sau printre copacii din grădine sau din parcuri. Efortul de a termina munca în loc de odihnă poate duce la îmbolnăvire în doar două săptămâni. Munca excesivă ți va aminti și de problemele cronice uitate este mai bine să planifici o excursie la munte la sfârșitul toamnei sau începutul iernii. O pauză în afaceri va avea un efect pozitiv asupra calității odihnei și a tratamentului. Acesta este cel mai bun moment pentru o ameliorarea stresului. Chiar și peștii sociabili au nevoie uneori să-și izoleze propriul spațiu de penetrare exterioară. Cariera și banii în anul 2022 este puțin probabil ca peștii care se îndoiesc de fiecare acțiune a lor să se bazeze pe propriile lor decizii într-o problemă atât de importantă. Horoscopul financiar pentru 2022 sfătuiește ca persoanele expuse la putere să împartă responsabilitatea cu partenerii. Pentru investițiile private, ar trebui să alegi portofoliile de investiții de încredere, cu un istoric transparent, în perioadele de lună 9, orice tranzacție monetară este necesar să fie evitată, inclusiv achizițiile mari. De asemenea, este periculos să împrumut sume mari în speranța de a câștiga sau de a genera venituri. Tigrul are un mare gust pentru risc, are dorința de a acționa înainte să fie posibil să reflecteze și să asculte sfaturile cuiva. Este important să nu cedeți tentației, deși uneori scopul pare ușor de atins ascultă-ți instinctul și vezi dacă este doar o dorință. Doar februarie, martie și aprilie vor fi optime în ceea ce privește bunăstarea financiară. Nu-ți crea o situație precară cu cheltuieli mari și noi angajamente. Evenimentele ulterioare vor confirma corectitudinea acestui comportament. În mai, va exista o amenințare cu pierderi neașteptate. A face un împrumut, a împrumuta bani pentru tine sau pentru alți cineva va fi o greșeală nici nu este cel mai bun moment pentru a cumpăra imobiliare. În lunile de vară, veniturile vor fi stabile datorită lui Jupiter. Din păcate, mișcarea retrograda a planetei începe în august, ceea ce înseamnă că sunt necesare din nou restricții. Un anumit succes poate veni de la oameni care acționează energic și persistent, dar aici sunt în nuanțe. Acțiunile active ar trebui să fie deliberate și efectuate mai degrabă în prima jumătate a anului. În a doua jumătate a anului, în special toamna, situația este mai favorabilă pentru finalizarea treburilor neterminate sau revizuirea celor realizate, cu modificări ale schemei tactice dezvoltate. Anul este grozav pentru folosirea oportunităților, trecerea la un nou nivel de dezvoltare pentru carieră în 2022, peștii pot primi un impuls după întâlnirea cu un influencer. Acesta ar trebui să fie un partener serios și nu în cuvinte, ci în fapte. Dacă poți face noi conexiuni în prima jumătate a anului, până în septembrie va deveni clar cât de mult succes poți avea. Începutul toamnei va fi însoțite de o scădere a entuziasmului și de o scădere generală a activității afacerilor. Noile proiecte vor fi încetinite iar fondurile alocate nu vor fi suficiente. Obstacolele birocratice în calea dezvoltării nu sunt excluse. Pe de altă parte, va veni momentul să iei în considerare posibilitatea de autodezvoltare, găsirea rezervelor interne pentru creștere. Sfârșitul anului nu este cel mai bun moment pentru a schimba locul de muncă. Sunt probabile idei greșite despre perspectivele pentru un nou loc, înșelăciunea încrederii și necinstea. Caută o cale de ieșire în propria ta inspirație, întrebăte despre talentele tale nerealizate. Uneori este mai profitabil să te regăsești într-un mediu familiar, înconjurată de oameni de la care știi la ce să te aștepți. Cel mai bun moment pentru vacanțe este martie, a doua jumătate a verii sau sfârșitul anului. O schimbare de peisaj va ușura tensiunea acumulată, va răcear doar excesivă în dorința de a insista pe cont propriu. Călătorile se vor desfășura fără complicații în lunile iulie și august. În mai sau septembrie, călătoria poate fi complicată de pierderea bagajelor sau de neînțelegeri cu rezervările. Dragoste și relații în anul 2022 Tigrul se caracterizează prin pasiune, impetuozitate. De aici riscul unei relații de scurtă durată bazată doar pe o izbucnire. Horoscopul dragostei pentru 2022 nu promite legături puternice bazate pe întâlnirile din acest an. Semnul ape și absența lui Venus retrograd inspire un oarecar optimism, dar ar trebui să ții ochii deschiși. Oamenii noi care au intrat în viața ta vor rămâne în ea dacă vor rezista testului timpului cel puțin până anul viitor. Poți lua în considerare căsătoria începând de din decembrie. Puterea unei relații depinde de partener și de tine. Nu strica idila cu cicălări mărunte, există o persoană lângă tine, nu în standard. Este posibil ca un vechi prieten, pe care îl percepi doar din acest punct de vedere, să devină ceva mai mult, regândirea conceptelor de prietenie și iubire va deveni o linie dincolo de care viața va schimba poli și va fi umplută cu un alt sens. Alianța, încheiată anul acesta între oameni care se cunosc de mulți ani, are un mare viitor. În relațiile cu rudele și prieteni, există multe neînțelegeri care amenință să se transforme într-un conflict. Deschiderea este lăudabilă în încercarea de a rezolva o situație, dar uneori comunicarea trebuie doar dusă la un alt nivel. Același lucru este valabil și pentru cuplurile căsătorite care au înlocuit dragostea cu un obicei. Inima ta este întotdeauna deschisă iubirii, te poți înneca în ea și te poți dizolva dar 2022 va avea maluri abrupte și ape agitate. Și, în ciuda acestui fapt, există temerari care nu vor fi împiedicați de niciun obstacol. Prima încercare de a le depăși va avea loc în ianuarie, a doua în aprilie, dar este puțin probabil să aibă succes. Cel de-al treilea asalt este așteptat la sfârșitul lunii mai, iar apoi cetatea tamoroasă va cădea fără rezistență. Adevărat! se poate întâmpla ca în curând alesul tău să fie nevoit să păstreze apărarea. Nu grăbi lucrurile, lasă totul să meargă ca de obicei. Pentru acela care și-au găsit deja cealaltă jumătate, astrele le sfătuiesc să nu uite de ele însele, oricât de mare ar fi sentimentul pentru o altă persoană. În caz contrar, dezamăgirea nu poate fi evitată. Și ultimul lucru. Succesul în viața personală în anul Tigrului se atinge pe o bază materială solidă. Așadar, dacă ești în căutarea unui loc de muncă, dublează-ți eforturile în căutare, iar dacă lucrezi deja, este absolut necesar să faci ceva pentru a găsi o sursă suplimentară de venit. Horoscop chinezesc 2022 pentru pești. Dacă în horoscopul chinezesc ești șobolan, Situația se dezvoltă în așa fel încât orice problemă din 2022 va necesita o soluție concretă și clară. Obiceiul tău de a privi în profunzime poate interfera cu acest lucru, deoarece multe lucruri vor rămâne la suprafață. Prin urmare, este mai bine să-ți încredințezi afacerile unei persoane de încredere și să asculți sfaturile oamenilor cu o mentalitate rațională, mai ales când vine vorba de finanțe și muncă dar să nu ai încredere în ei pentru viața ta personală. Dacă în horoscopul chinezesc ești bău, indiferent cum ai evita asta, responsabilitatea va cădea pe umerită și destul de serioasă. Pentru a face sarcina mai ușoară, asigură-te că toate acestea sunt pentru binele cauzei, atât personal, cât și public. Ai o bună oportunitate de avansare în carieră și educație, ceea ce promite prosperitate financiară în viitor. Dar nu te aștepta la rezultate rapide. Tot ce se întâmplă anul acesta are obiective pe termen lung. Dacă în horoscopul chinezesc ești tigru, acesta este anul tău, te vei regăsi în elementul tău, fără planuri, fără obligații împovărătoare și nimic care să-ți limiteze libertatea. Și plus la toate există o atmosferă armonioasă și calmă în casă și în relațiile cu cei dragi, bucurăte respinge toate încercările din exterior de a te scoate din această stare. Încă un lucru, tot ceea ce este oficial, ștampilat și proiectat clar nu este al tău. Pleacă de acolo. Dacă în horoscopul chinezesc ești iepure, misterul și inaccesibilitatea sunt aturile tale anul acesta. Crează-ți toate condițiile pentru creativitate, nu invită oaspeții zgomotoși în casă și scurtează-ți vizitele cât mai mult posibil. În orice împrejurare, este important să fii într o stare de confort și pentru aceasta, fă doar ceea ce place sufletului tău. La urma urmei, ai tot dreptul să faci asta. Dacă în horoscopul chinezesc ești dragon, ca dragon, te poți califica pentru o creștere solidă a salariului. La fel ca veverița toamna ascunde o parte din venitul tău și investește-l într-o afacere promițătoare. Iar ca persoană simplă, bucurăte de viață în toate manifestările ei, mai mult, vor fi suficiente motive, și mai ales în viața personală. Întâlnirile romantice din ianuarie și octombrie se pot transforma în unele formale. Dacă în horoscopul chinezesc ești șarpe, temete de dorințele tale, pentru că ele se împlinesc, vei experimenta pentru tine validitatea acestei afirmații. Adevărat, dacă e în considerare o altă vorbă înțeleaptă, totul vine celui care știe să aștepte, așa că dorește cu prudență sau chiar cu puțin calcul și ai răbdare. Pe lângă răbdarea îngerească, cultivăți curajul, neînfricarea și încrederea ta vor fi apreciate de conducere la începutul lunii martie, când vei vedea proiectul de afaceri. Dacă în horoscopul chinezesc ești cal, entuziasmul muncii și dorința mare de a muta munții este puțin probabil să fie pe deplin înțelese de cei dragi. Găsește un compromis rezonabil. Este o idee bună să-ți aduci copiii alături și să le încredințezi unele dintre treburile tale casnice. Și pentru peștii completă-liberi, nu există obstacole și restricții în realizarea ambițiilor de carieră. Crează-ți propriul destin conform propriei tale înțelegeri. Singurul lucru pe care nu-l poți face este să te încurci. Dacă în horoscopul chinezesc ești capră, planurile tale dezvoltate anul trecut, vor fi redesenate fundamental de viață, în locul realizărilor profesionale și creative așteptate, o linie minunată va fi înscrisă în istoria ta personală, vei face lumea fericită, și mai mult pe rudele tale, odată cu nașterea mult așteptatului tău moștenitor, va deveni munca ta, creativitate inspirată, relaxare și bucurie, dacă în horoscopul chinezesc ești mai muță. Pești născuți în anul maimuței, stelele din 2022 îi vor face să se simtă bogați și celebri. Prinde senzația în mijlocul verii, dar pentru ca tu să obții contururi materiale, la începutul anului, concentrează-ți toate rezervele profesionale și nu te lăsa distrasă de fleacuri. Pregătește-te pentru o schimbare completă în mediul tău de afaceri și personal. Și totuși, nu împărtăși succesele tale înainte de vreme chiar și cu cei dragi. Dacă în horoscopul chinezesc ești Cocoș, totul se va întâmpla pe neașteptate, atât pentru tine, cât și pentru mediul tău. Unele dintre credințele și principiile tale, formate de-a lungul anilor, vor fi mai întâi zdruncinate fundamental, apoi se vor prăbuși și vor deveni irevocabil un lucru al trecutului. Fluturele cu pixul și nu ți aminti. Cel mai probabil opiniile tale despre latura materială a vieții sunt amenințate cu colapsul. Ai o nouă etapă în față și este minunat. Dacă în horoscopul chinezesc ești câine, există o mare probabilitate ca principalul eveniment din viața ta să se întâmple în 2022. Dacă este căsătorie sau alianță, atunci ți se garantează o viață fericită pentru mulți, mulți ani. Nou loc de muncă? Ei bine! poziția ta profesională va fi consolidată și autoritatea ta va crește semnificativ, dar vor fi cei pentru care, după cum li se pare, nu se va întâmpla nimic remarcabil, dar doar pare să fie. Evenimentele fatale pot dura uneori multă timp pentru a avea o continuare fericită. Dacă în horoscopul chinezesc ești mistreț, în anul tigrului, într-un fel sau altul, Interesele tale vor fi strâns legate de interesele altor oameni. Acest lucru se aplică aproape tuturor sferelor vieții, dar mai ales părții sale materiale. De exemplu, ți se poate însărcina să distribui bonusuri la locul de muncă sau să planifici bugetul familiei. Trebuie să spun că totul va ieși grozav pentru tine și îți va plăcea atât de mult această activitate, încât te vei gândi serios dacă să devii finanțator. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!